Este, apropo de cauze vechi, de situații vechi, avem, e o mare tulburare acum cu, hai să spunem, chestiunea Rise Project, TelDrum, Brazilia, Dragnea, eu așa foarte larg, în care dumneavoastră ați anunțat, dumneavoastră DNA-ul, că aveți, practic, în acest moment, ați avea deschise două dosare. Un dosar care vizează, ar viza chestiuni pe care Rise Project le-a publicat mai de mult și unul deschis chiar în urma ultimei investigații, aceea care include și nota de la DT. Și aici aș avea câteva întrebări. În primul rând, ați obținut acea notă despre care vorbește investigația Rise Project? Ați pus mâna pe ea, ca să zic așa? Fiind o investigație jurnalistică și sesizându-ne nici a apărut în spațiu public, am comunicat că este deschis acest dosar la solicitarea jurnaliștilor, dar nu pot să fac alte comentarii despre ce avem sau ce nu avem în dosar. Bun, dar e puțin cam târziu totuși. Adică văd că dosarul înaintează cu viteză și au fost audieri deja importante. Președintele CGT-lor, un alt apropiat al domnului Dragnea. Sunt dosare diferite. Vorbim de dosare diferite aici. Lucrurile acestea despre care se vorbește de atâta vreme, TelDrum, Dragnea, în mentalul colectiv, în presă, ele erau bine fixate, adică au curs râuri de cerneală pe tema asta, în diverse publicații și totuși DNA abia acum a ajuns la el. Bun, cumva întrebarea dumneavoastră mă trimite la un răspuns, din nou fac apel la statistică. Din 2013, de când dețin această funcție de procuror șef la DNA, dacă vorbim de Liviu Dragnea, am avut un dosar în care a fost trimis în judecată și a fost condamnat definitiv. Mai este un dosar în care a fost trimis în judecată și este pe rolul în alte curți de casație și justiție și avem și aceste dosare în lucru. Eu pot să vă răspund ce s-a întâmplat din 2013 până în prezent. Da, și mulți spun că primele două, prima condamnare care este doar cu suspendare de 2 ani și, mă rog, această chestiune a abuzului în serviciu comis, instigării, că înțeleg că este instigator la abuz în serviciu, a reprezentat totuși chestiuni minore pe lângă o mega afacere precum TelDrum Brazilia. Noi investigăm fapte care sunt date în competența noastră. În acele dosare au fost investigate fapte date în competența noastră. Simplu fapt că o persoană deține o funcție sau are o anumită avere, nu înseamnă că noi trebuie să deschidem o investigație. Când vorbeam de acea ședință, exact același lucru spuneam și cred că am să-l repet. Noi nu anchetăm, nu ne alegem ținte, nu anchetăm persoane pentru că au o anumită funcție. Hai să anchetăm o persoană pentru că, uite, are 5 vile și 3 case. Nu, hai să anchetăm o persoană pentru că, nu știu, este prim-ministru sau ministru. Chiar dacă infracțiunile de corupție la nivel înalt sunt date în competența DNA-ului și aceasta este treaba noastră, să investigăm miniștrii, prim-ministri, secretari de stat, președinți de consilii județene, atunci când comit fapte de corupție. Noi nu ne alegem ținte, nu ne alegem persoane, noi investigăm fapte. Toate informațiile și toate dosarele pe care noi le-am avut din 2013 încoace, pot să le explic. Ce s-a întâmplat înainte, nu. Când vorbim de averi, să nu uităm că mai există și alte instituții care trebuie să verifice acest lucru. Vorbim de Agenția Națională de Integritate. DNA nu investigează modul în care o persoană dobândește o avere sau cum își gestionează averea. Noi investigăm dacă sunt fapte de corupție în legătură cu modul în care și-a dobândit averea sau modul în care își gestionează averea sau modul în care își exercită funcția publică. Și să înțeleg că până în 2016, data când ați deschis dosar, potrivit comunicatului noastră, primul dosar legat de TelDrum Brazilia Dragnea, nu ați avut fapte? Noi am investigat acele informații și acele fapte pe care le-am obținut după anul 2013. Ce a fost înainte, nu pot să vă răspund. Nu știu ce s-a investigat, cine a fost investigat, cum a fost investigat. Eu vă răspund doar la ce s-a întâmplat după anul 2013. Deci, 2013 după anul 2013, acestea sunt anchetele despre care eu pot să vă spun. A existat un... Poate știți, totuși, dacă a existat un dosar de drum în 2010, care ar fi fost închis în 2010, știți ceva de așa ceva? Da, a fost un dosar, s-a soluționat în 2010 printr-o soluție de netrimitere în judecată. Deci a fost anchetă și n-a fost nu. Anchetă, la data respectivă se numea neînceperea urmăririi penale, acum se numește clasare, este o netrimitere în judecată. Știți și motivul? Nu, n-am citit în mod special acel dosar. Avea vreo legătură cu domnul Dragnea? Nu pot să vă confirm sau să vă infirm acest lucru. Este un dosar soluționat în 2010. E o mare agitație acum cu acele acțiuni la purtător, care se dovedesc, sunt descoperite acum ca o sursă de corupție. Noastră aveți vreo posibilitate să luați urma acestor acțiuni la purtător? Bun, noi putem să verificăm multe lucruri, chiar și acest lucru. Putem să verificăm tot felul de informații care se vehiculează. Problema noastră este că acele informații trebuie să le transformăm în probe. Noi lucrăm cu probe. Câteodată avem probe, câteodată nu avem probe. Investigații financiare, investigații despre conturi, investigații despre active, investigații despre acțiuni la purtător sau despre orice, noi putem să verificăm. Dar, în final, când tragem linie, noi discutăm pe probe. Adică puteți lua urma banilor, pentru că acțiunea la purtător... Putem să verificăm aceste lucruri și să obținem probe, câteodată putem să verificăm și să nu obținem probe. Da, în general putem verifica cam orice fel de informație care se leagă de bani, de circuite financiare. Deci acțiunile la purtător nu sunt așa ca un fel de crimă perfectă, îmi spuneți? Nu, nu, nu sunt.